Salutare, prieteni! Invitatul meu de astăzi este profesorul Răzvan Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru faptul că sunteți alături de noi. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Este o perioadă de maximă tensiune pentru cei care își finalizează studiile, pentru că nu avem doar examenele de final, de licență, de exemplu, ci și admiterea. Urmează admiterea pentru că foarte mulți dintre cei care au terminat facultăți la Cluj sau în altă parte, se gândesc să urmeze un masterat. Facultatea dumneavoastră are ofertă destul de bogată de masterate, se și cuvine să fie așa, pentru că este cea mai mare facultate din România. Cred că sunteți ca număr de studenți echivalentul unei universități mai mici. Așa este, ne apropiem încet de 9.000 de studenți în totalitatea noastră, la toate formele puse la un loc. Este adevărat, perioada actuală este una extrem de intensă pentru absolvenții de facultate, pentru că tocmai ce și-au susținut licența, finalizează studiile la nivel licență și se pregătesc pentru admiterea la masterat. Ne bucurăm că este în tradiția noastră să oferim absolvenților de facultate o ofertă, o paletă foarte bogată de programe de masterat. În câte limbi aveți anul acesta programe de masterat? Ne practic desfășurăm programe de masterat în 4 limbi, în limba română, germană, maghiară și engleză. Specializările sunt diverse, în toate domeniile avem programe de masterat, inclusiv cele care sunt, să spunem așa, mai de nișă, cum este cel de la linia germană, unde avem un program de masterat, sau în limba engleză, unde avem 4 programe de masterat foarte bine articulate, ca să spunem așa. Știu că ați pregătit pentru acest an și niște masterate noi. Ne puteți da mai multe detalii, vă rog? Este vorba despre un masterat pe care lansăm anul acesta, marketing digital, care merge în limba maghiară. Este ceva nou și, dacă vreți, este o reorganizare, repoziționare și rebranduire a programului de strategii de marketing pe care colegii de la linia maghiară l-au desfășurat de mai mulți ani. Recalibrat la noua situație economiei de după pandemie, da. Când iată toată lumea s-a mutat în online. S-a mutat în online, vine ca o măsură foarte bună. A fost, dacă vreți, un fel de feeling că va fi nevoie de un astfel de program de masterat, pentru că atunci când am început demersurile de inițiere a noului program de masterat, nu știam ce va urma și că vom avea nevoie de atâta digitalizare. Acest program este unul cu totul nou, se adaugă ofertei noastre educaționale și face parte, dacă vreți, din o abordare naturală, firească a lucrurilor în cadrul ofertei educaționale a unei facultăți care se respectă, pentru că din când în când trebuie să regândim, să evaluăm ce am făcut, dacă am făcut bine, dacă putem să facem mai bine, dacă avem oportunități și să mergem cu lucruri în permanență noi. Ați făcut un total, cam câte masterate oferă facultatea în acest an? Dacă este să le punem și pe cele de la nivel de învățământ fără frecvență, ceea ce ne dorim să avem studenți și acolo, depășim 30 de programe de masterat. E bine să ținem minte această cifră. 30 de programe de masterat e destul de mult. Și există cumva și o perspectivă, știu bineînțeles că de-abia după finalizarea admiterii o să știți cu exactitate cifrele, dar care sunt cifrele pentru care vă pregătiți, cam câți studenți la buget și cam câți în diferite alte forme, idee sau cu taxă? Da. Noi oferim la buget peste 800 de locuri pentru studenți la nivel masterat și în total, luând în considerare locurile de la învățământ cu frecvență redusă, cu taxă și toate în ansamblul lor, oferim peste 1700 de locuri studenților noștri. Majoritatea studenților provine din România, sunt studenți cu cetățenia română, dar aveți și studenți străini. Din străinătate. Din ce țări vin candidații? A fost un lucru extrem de surprinzător să constatăm anul acesta, la finalul anului întâi a programelor noastre de masterat, am făcut o mini-evaluare așa succintă a provenienței studenților noștri la masterat. Provin clar din România, din Republica Moldova, dar avem studenți din continentul european, din continentul african, cum este, spre exemplu, Camerun sau Grecia, Italia, Germania. Practic avem toată această parte de Europa. Ce am observat noi în ultimul timp este că există o dorință destul de mare din partea absolvenților
fie de liceu, fie de facultate din țările africane să vină către Europa și în special către România și în special către facultatea noastră. Există și o tradiție a faptului că România a oferit burse, programe de studiu pentru studenții africani și cred că acum vorbim de probabil de mulți dintre copiii sau nepoții, de frate, de soră, ai celor care au studiat deja în România, cred că e un ciclu de viață, ca să spunem așa, însă cred că am putea să câștigăm mult mai mult dacă autoritățile române s-ar mișca mai bine în a-i sprijini pe acești doritori, potențiali studenți pentru facultățile din România, să-și întocmească formalitățile și să vină mai repede. Și vizele și procesarea datelor, procesarea dosarelor pe care ei le au. Câteodată pierd chiar primul semestru de studii la nivel licență până ajung să vină în România. Pentru mine a fost o surpriză, spre exemplu, în acest an universitar, faptul că un număr destul de mare de studenți din Africa au venit la program de contabilitate în limba franceză. Și am spus că, uite, există o orientare către această parte. De asemenea, mai avem la nivel masterat, revenind la acest nivel de programe de studiu, programe orientate profund către cercetare, unde vin studenți fie din România, din alte facultăți, din alte universități sau alte domenii să studieze, să adauge și la pregătirea lor componenta de studii economice, dar și să-și o dezvolte și vin din afara României. Avem un program de masterat Accounting and Organizations în limba engleză, foarte bine ancorat și comparabil și competitiv, ca să spunem așa, cu programele de masterat din marile universități ale lumii, și diversitatea este extrem de mare, adică numărul naționalităților studenților care sunt în acest program de masterat sunt 6, dacă includem și România. Practic adunăm o componentă pe care noi ne-o dorim foarte tare de diversitate culturală a studenților care frecventează un program de masterat. Este și această experiență pe care noi contăm foarte mult și ne dorim foarte mult în viitor ca fiind un factor motivator pentru studenți să-și aleagă un program de masterat. Categoric, și face parte și, să spunem așa, din etosul Universității Babeș-Bolyai, care este o universitate multiculturală și care acum se luptă să își consolideze poziția ca universitate de clasă mondială. Am văzut și cred că ieri au apărut evaluări legate de criteriile din topul Shanghai și Universitatea Babeș-Bolyai stă cel mai bine din țară. De ce credeți că Universitatea Babeș-Bolyai stă cel mai bine din țară în evaluările internaționale? Eu cred că stă foarte bine pentru că direcția pe care a pornit în urmă cu câțiva ani buni este o direcție a competitivității, a excelenței, a inovării, a dezvoltării personale a fiecărui cadru didactic și cercetător din cadrul universității noastre și mai ales că s-a transmis din partea administrației universității acest îndemn, ca să spunem, ca mesaj, ca și simbol, ca să spunem așa, noi suntem și trebuie să fim cei mai buni, se cuvine să fim cei mai buni și trebuie să mergem toți în direcția aceasta pentru că avem o forță, iar comunitatea academică a universității noastre a înțeles foarte bine acest mesaj, iar începând din acest an cu noua administrație a universității, mesajul este extrem de clar și direcția este extrem de clară. Și e greu de făcut previziuni pentru că nu știm niciodată ce se întâmplă în viața socială, economică, națională sau internațională, însă dacă lucrurile merg așa cum se pare și cum au pornit pe direcția pe care trebuie să meargă, vom avea de-a face cu o poziționare și o reputație spectaculoasă în evoluție a universității noastre în următorii 3-4 ani de zile. Aș vrea să vă întreb acum la final de emisiune, care sunt motivele pentru care studenții aleg facultatea pe care o conduceți? Eu am făcut un mic material de sinteză în urmă cu un an și studenții cu care am stat de vorbă atunci îmi spuneau, mi-aduceau în discuție câteva elemente. Unul, diplomele sunt recunoscute automat în Uniunea Europeană, universitatea stă bine și tot mai bine în evaluări internaționale, iată, avem confirmarea de acum câteva zile, și după aceea mai există încă două elemente care țin de particularitatea Clujului, raportul, să spunem, investiție în studii și taxe de studii și chirie și mâncare este foarte bun la Cluj, adică este mult mai accesibil decât metropole foarte mari
și după aceea calitatea vieții. Aici înseamnă de la transport cu autobuz electrice până la festivaluri. Mă rog, anul acesta, din păcate, multe festivaluri au fost puse în paranteză, dar avem și festivaluri care se țin. La sfârșitul lunii avem TIFUL. Ce ați mai adăugat pe această listă? Este foarte important să înțelegem că succesul unei universități, cum este Universitatea Babeș-Bolyai, se datorează unui complex de factori. Nu e suficient, spre exemplu, să facem performanță în sfera didactică sau în sfera cercetării dacă nu putem să asigurăm studenților noștri în Cluj o viață extrem de atractivă, o viață intensă. Nu vom reuși să facem performanță sau să fim atractivi pentru studenți dacă nu inovăm. Dacă nu suntem mai aproape de mediul de afaceri și să oferim mediul de afaceri pregătirea de care au nevoie pentru absolvenții noștri. Deci, practic, trebuie să lucrăm cu toții împreună, pentru că așa vom avea cu siguranță succes. Când vine vorba despre Universitatea Babeș-Bolyai, cred că factorul cel mai important este reputația. Reputația se câștigă foarte greu, se câștigă în timp, se câștigă pe baza unor realități și a unor rezultate pe care le ai, deci nu este o apreciere subiectivă sau specifică unei politici balcaniste, ca să spunem așa, nu merge așa. Practic, în momentul în care reputațional ai o recunoaștere fantastică la nivel național și internațional, atunci toată lumea vrea să meargă acolo unde sunt cei mai buni. E firesc. Pentru noi e o provocare și o oportunitate, pentru că un anumit statut te obligă. Te obligă să te menții, te obligă să ai o viziune pe termen mediu și lung foarte bună și să fii în permanență la un nivel extrem de ridicat. Practic nu putem să luăm pauză, trebuie să lucrăm în permanență. Și nici vacanța este una foarte, foarte complicată și ocupată. Exact, exact. Mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net. Thank you.